Nu apă. Nu ai nimic. Dar ato. Ai să ai și... Dar ce înseamnă NATO? De unde vin literele sau ce înseamnă NATO? Păi ce înseamnă? Înseamnă că nu avem nimic. Spuneți că suntem pregătiți pentru, dacă începe războiul, suntem... Aoleu! Ar trebui să plece la NATO, Iohannis? Dar nu știu ce să fac. Asta vreau să vă întreb. Ce să facă? Păi ce să facă Gogule acolo? Se descurcă la NATO, nu se descurcă? Gogule e aici, câți bani ai el și cu nevasta, stai cu minte, câte case are la Sibiu? 7. Mai multe. Să plece la NATO sau nu? Să plece la NATO, să nu mai vină în țară! Știți exact ce înseamnă NATO, de unde vine sau cu ce s-ar ocupa acolo, Iohannis? Păi acolo s-ar ocupa din ce cauză, pentru că e aliația mai multă și sunt mai mulți bani. Sunt mai mulți bani și trăiește mai bine. Ce e NATO? Că tot auzim de NATO ăsta. Tot am auzit de NATO ăsta, dar NATO ăsta, cum ar fi ca NATO, dar totuși nu înțeleg ce se întâmplă cu NATO ăsta. Ce este? Ce înseamnă? Păi ce înseamnă? Vrea ca să se unească toate țările una cu alta. E o idee bună? Eu zic că nu e o idee bună. Pe unii fac într-un fel, alții fac într-un fel, dar ce face ăla, face ăla niște prostii și după aceea să suportăm toți. Un sistem de apărare la serul ăsta. Da. Păi da, în 69 parcă. Da. Când a intrat rușii în Cehoslovacia, n-a vrut să intre și în România? Da. Și i-a oprit cu laserul, Ceaușescu. Atunci era tehnologia, acum cred că o fi și mai avansat. Nu, dar noi o aveam atunci, noi o aveam ca armă. Ar fi bine să plece Iohannis la NATO sau să rămână președinte? Păi, să ducă să vadă treabă. Că a dus, a zis cu toți, hai îl punem pe Iohannis, îl punem, că, na, dar îmi pui întrebarea în felul următor. Care român s-a dus în străinătate, în Germania, să pui președinte? Are loc? Dar și vine un german, că am zis că, băi, hai, un om mai de treabă. Locuri de muncă, cotare. Deci am ajuns ca să ne ducem să furăm. De NATO, ce știți de NATO? Știți exact aici ce este? Nu. Ce este NATO exact? Aici nu mă complic. Ce e NATO? Europeană, nu? Știți exact ce este NATO? Ce înseamnă NATO? Ce se ocupă? Da, băi, se ocupă cu NATO. Nu... Ai nimic. Dar NATO. Ai să ai. Și... Dar ce înseamnă NATO? De unde vin literele sau ce înseamnă NATO? Păi ce înseamnă? Înseamnă că nu avem nimic. Că noi dacă nu aveam laserul puternic, eram în caz de mult. Ce laser avem? Păi, ce laser? Asta e treaba statului român. Nu e treaba. Dacă n-au vrut să treacă prin... 72 sau 74 parcă. Când am uitat în Polonia, când au trecut tancuri cu aia și cu gireaba de foc grămadă toate. Cu laserul nostru. Da. Știe și Iohannis de laserul ăsta, credeți că... E, cum nu știe? Știe. E, Gogule, vreau să vă întreb și de NATO ăsta. Ce e NATO? Ce e NATO? E liber, că cum e, nu suntem în NATO. Mă ajut tu, mă ajut ăla, ei, și-am în NATO. Dacă cu războiul, cu rușii, cu ăștia, o mare pili cu nemțul, că el e nemț, cu ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla. Suntem așa, hei. Se sperie Putin de Iohannis? Se sperie pe dracu. Putin îl mănâncă în secunda 2. Nu se sperie de Iohannis. Putin mănâncă multă lume, Putin. Rusul e periculos. Poate că nu ajunge Iohannis șef la NATO acolo, pleacă Putin să începe să trebuie. Gogule, stai cu minte, băi, nu e adevărat, mă. N-are nicio șansă să-l sperie. Ce dracu, Putin e periculos, fii clar. Am înțeles. În concluzie spune să plece la NATO. Duc unii vrea el, băi, omule. Bă. Dar se descurcă acolo să coordoneze el. El? Da. Bă, stai cu așa el neam, dar acolo la NATO... Sunt mulți acolo și băi, tu stai cu minte în banca ta. Bă. Da, dar el o să fie șeful? El? Stai cu minte, el e la noi și nici aici, dacă e cazul. Pentru că Irakul este mai... Nu, da, într-adevăr, armata USA, așa, Rusia, și cu...
Afganistan, nu? Așa. 2 ani și intru, fac 50. Să nu bagi băieții și tineretul ăsta în război. Asta ar trebui să facă. Da, asta ar trebui să facă. Dar ar fi bine să plece șef la NATO sau să rămână președinte aici? Cum vedeți? Șef la NATO nu cred. De ce? De ce? Că ar trebui să rămână președinte aici cât mai este ales și să-și vadă treaba lui. Să plece Iohannis șef acolo la NATO sau să rămână președintele României mai departe? Nu, să plece de tot în Germania. În Germania? Da. Nu la NATO? A, păi n-au tu, iau eu. Cam asta înseamnă NATO până la urmă. Da, și vrei să faci mai, frate, că acum în România cine a făcut el? Nu ne-a făcut nimic. Nu, cred că trebuie să aici formulele NATO de justare pentru încadrările de conformitate la un predispus război mondial. Nu credeți că avem noi capacitatea să ne apărăm singuri? Nu credeți că suntem pregătiți? Adică, nu. Dacă avem armată, zic mai clar. Nu, standardele nu ne conferă adevărata valoare de garanție și recunoaștere pe deplin pe formulele strategice, însă încadrarea NATO poate echilibra pacea și stabilitatea. În tot cazul, nu cred că acestea să nu fie decât controversele de rutină care să facă reechilibrele de justare cu pace. Și cu toate însușirile generale și cu urmă cursul de trăit. Se descurcă acolo dacă îl alege șef la NATO, Iohannis? Păi, na, nu-i țara lui acolo? Și caută el aici? Să aducă în țara lui, în NATO. Acolo, păi dar ne-a adus la sapă de lemn. Ar fi bun. S-ar descurca acolo șef la NATO? Da. S-ar descurca. De ce? Da. Păi că are ceva politic în cap. Nu e un trei... Ar fi bine să plece acolo la NATO sau să rămână mai departe președinte? Mai bine să pleci la NATO. De ce? De ce? Ca să fie sub noi altfel. Mă schimbăm omul. Pregătiți? Avem o armată? Noi avem. Sau nu avem? Avem, într-adevăr. Avem de veselu, avem lăbădare. Așa, spuneți-mi de veselul ăsta, ați înțeles ce e acolo, ce-i scutul ăla, care e treaba cu... Da, îmi pare bine că e bine pentru de veselul. De veselul, dar la ce ne ajută scutul ăsta? De ce-l avem? Pentru scutul nostru personal. Care la ce ne ajută? Nu, am zis personal. Cum să vă zic eu? Stai puțin ca să mă... Defesul lui e pentru noi, e o forță pentru Rusia. Dar când trebuie să folosim scutul ăla? Adică... În ce moment trebuie să apelăm? Noi apelăm. Avem scutul. Avem scutul. Spuneți că suntem pregătiți pentru dacă începe războiul, suntem. Aoleu. Avem arme, avem. Avem totul și lase și tot. Ce este NATO? Cu ce se ocupă NATO? Da. Că am doar făcut armată. Ce face NATO? Ce face NATO? Ne bagă în război. Da, cu ce se ocupă? Ce este exact NATO? Cu ce este exact NATO? Când ne-a băgat domnul Iohannis, ne-a băgat în rahat. Și scutul acela de la Deveselu, credeți că ne ajută la ceva? La ce ne ajută, de fapt, scutul ăla, că nu a reușit să aflăm până acum? Ar fi o controversă echidistantă a contrazicerilor astea de contestații. Poate la o contestație de remarcă limită, dar mai mult cu toate însușirile generale nu cred. Concluzie, nu credeți că începe un război mondial din acesta în care să fie implicate marile puteri? Sigur, mai mult ca sigur, războiul mondial nu va fi niciodată. Chiar dacă controversele și
contestele sunt, cu situațiile actuale de prevăzut, sunt toate posibilitățile de luat în calcul pentru echilibre, pace și stabilitate. Ce sfat aveți pentru NATO? Ce să facă NATO mai departe? NATO să se retragă. Unde? La ei, în America.